Moldovenii vor trăi din ce în ce mai bine. Asta crede președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care, în cadrul unei ieșiri la presă, a venit cu noi promisiuni pentru moldoveni. Astfel, potrivit Democratului, în aprilie vor fi indexate din nou pensiile bătrânilor. Totodată, persoanele care au venituri de până la 2000 de lei vor primi câte 600 de lei de sărbătorile de Paște. Mult mai bine o vor duce în următoarea perioadă rece a anului, zice Plahotniuc, și cele 150.000 de familii social vulnerabile, a căror compensații vor crește de la 350 până la 700 de lei. Vladimir Plahotniuc nu a uitat nici nou-născuții și copiii de până la 18 ani. Noi ne putem permite să majorăm esențial această indemnizație unică de la 6.303 lei până la 10.000 de lei. Repet, pentru la nașterea fiecărui copil. Cu toate acestea, moldovenii nu pot fi încă siguri dacă vor beneficia de aceste proiecte, odată ce ele vor putea fi votate definitiv abia în viitorul parlament, lucru confirmat și de către liderul PD. Și asta pentru că actualul legislativ și-a încheiat activitatea de 4 ani în luna noiembrie 2018, neavând dreptul să voteze legi organice. Toate aceste proiecte sunt deja pregătite și în câteva săptămâni, probabil la începutul lunii februarie, atunci când se va convoca prima ședință a Parlamentului, noi o vom vota în prima lectură, iar într-a doua lectură, conform legii, o vom putea vota atunci când se va convoca următorul legislativ. Menționăm că tot astăzi Plahotniuc a mai spus că suplimentar toți cetățenii vor putea beneficia gratuit de un șir de medicamente.